Și am intrat în cel de-al doilea game. Este 1-0 pentru Liquid Clam? Da. Este 1-0 pentru Clam. Berlingrand, ce-a dat o hartă. A, este Lia Manoliu 2. Am uitat. Cum să nu mi-aduc aminte de Lia Manoliu? Lia Manoliu 2. Uitați-vă și voi. Ziceți voi că nu este Lia Manoliu. Deci, îți dai seama ce... Seamănă. Deci aici e Lia Manoliu 2. Am descoperit Lia Manoliu. Bun, hai să prezentăm pe cei de player, să revenim un pic la lucruri serioase. În acest... APT Cup 95. Wow, ne apropiem de 100, băieți. APT Cup 100. O să fie interesant. Cred că APT Cup 100 o să fie boom. Toată lumea o să intre să comenteze acel APT Cup. Hai să prezentăm pe cei de player. Un colțul din dreapta jos al hărții de la Team Liquid. Îl avem pe Clam. Bam. Clam Bam. Bun, și în colțul celălalt al hărții de la Team Roti. Numele lui este Goblin. Și avem și sigla Team Roti. Nice. Bun. Sunt curios. Sunt curios ce va face Goblin să-l bat aici pe pe Clam. Deocamdată Clam arată foarte puternic. Cred că va ajunge până în finală și cred că o să avem un Liquid Clam versus Mousesports Hero Marine. Posibil să vedem acest lucru. Abia aștept finala. TVT-ul, sunt disperat după TVT, apropo. Sunt absolut fascinat de TVT. Mi se pare cel mai real RTS game. Nu se compară cu nimic, cu AOE 4, nu se compară cu absolut niciun game. TVT-ul e absolut senzațional pentru mine. Nu știu de ce. Deci când văd meciuri de StarCraft, turnee mari, unde se joacă pe bani grei și pe strategie adevărată, întotdeauna admir TVT-ul. Când văd un TVT, sunt wow. Mai ales Clam, nu știu, Clam versus Maru, Clam versus, nu știu, orice alt player, versus Hero Marine. E absolut senzațional. Ok, băieți, avem Toilet Council. Ok, what the fuck? Ok, astea două probe sunt în concediu? Sunt, cred că... N-au green pass! Nu aveau green pass către linia de minerale. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ok, glumesc, băieți, glumesc. Da. Sunt haios și un pic. Oh, foarte interesant ce face aici Clam. Trimite 4 marini pe cealaltă parte a hărții. Probabil că vrea să prindă ceva acolo. Probabil că vrea... ok, vrea să prindă un adept. Foarte interesant. Sau un posibil prop scout. Destul de interesant. Ok. Probabil că își dă seama. Ok, unde este acel adept? Nu există. Deci o să avem stalkeri. Cred că aici a încercat cu un ACV să scoată acea, să distrugă acea linie de minerale. Și da, a reușit să scoată acele minerale. Ok. Să vedem dacă Clam va reuși să implementeze foarte mult damage. Avem și shield battery. Ok. Aici și-a dat seama Clam că nu prea are mari șanse să spargă acea naturală, dar nu este atent Goblin. Și avem un Helion în main base și natural. Goblin este dispus să distrugă acei marini, ar trebui să fie foarte atent. Ok, bun, reușit să distrugă un marin și deja, un surround acolo pe acel Helion. Reușește cu 6 probe, 5 probe, încerc scuze, să distrugă un Helion. Goblin pierde o probă în schimb, dar hei, ai pierdut 50 de minerale, dar ai reușit să distrugi 100. Îmi se pare un trade foarte bun. Bași 50 de lei la păcănele, iei 100 de lei. Ce să mai? Asta da, ești pe plus, știi cum zic. Ok. Deocamdată Clam nu construiește niciun medivac. Asta vreau să văd. Nu văd niciun medivac. Am crezut că o să pregătească două medivac spuși. Dar nu o să avem parte de acest lucru. Probabil că o să avem parte de un Raven, cel mai probabil din partea celui Starport cu Tech Lab. Și cam atâta. Vedem steam pack-ul pe bara de producție. Ok, nu va construi niciun Raven. Wow, foarte ciudat. Bă, ales acel Tech Lab, acum nu mai văd că încearcă reactorul, destul de ciudat. Blink agresiv aici din partea lui Goblin, prinde acel Viking. Nu pot să cred.
Nu pot să cred. Am un infart. Fac infart. Sunt 10 stalkeri. Nu pot să cred. Și un prismă. Și avem și un server. Avem și 43 de probe. Și nu avem SCV-uri care să repare acel bunker. Nu pot să cred. Este GG? Chiar este GG? Pă, bun. Nu este GG. Ok, bun, este GG. Dar este aproape să fie GG. Continuă să construiască. Nu construit. Nu ataca cu 13 stalker. Este cu ghinion, goblin. Ce faci aici? Nu, vei oh, nu-mi vine să cred. Pierde acest game. Pentru că sunt 13 stalker, este cu ghinion. Nu pot să cred. Ok, nu este cu ghinion asupra acelui Tech Lab. Se pare că a fost cu noroc. Avem un... un steam întârziat. E, acum că avem 17 stalkeri, este mai ok. Acum nu o să mai fie cu ghinion. Practic ghinionul a dispărut. A dispărut când s-a distrus acel Tech Lab, o să distrugă și acel Starport. Oh, și nu poate să construiască Medivacs și nici măcar Vikings. Dar pentru cine trebuie Vikings? Că avem stalkeri și Vikings versus stalkeri, cred că stalkerii vor câștiga. Am văzut Vikings în Heart of the Sun versus ultrariști. A zis acel Viking din reclama lui Heart of the Storm, a zis YOLO și a atacat acel ultralisk. Ok, oh, focus fire acolo, distruge un siege tank, cred că va reuși să distrugă și pe cel doilea. Ok, Goblin nu știu ce vrea să facă, cred că nu vrea să piardă acest game, dar n-are cum să piardă acest game pentru că are o grămadă de stalkeri. Și, ah, ok, sunt două siege tank-uri. Ok, am văzut două siege tank-uri acolo în spate și nu cred că are vreo șansă să spargă acel push și de-aia nu vrea să forțeze, deocamdată vrea să-și trimită acei stalkeri mai răniți în spate. Ok, bun, prinde acolo încă un siege tank Goblin și cred că Clem va pierde acest game foarte frumos spre de acelor siege tank, acelor stalkeri. Mai rămâne acolo un singur siege tank. Să vedem Brinco agresiv, come on. Show me your aggressive bling, Goblin, come on. Te rog frumos, Goblin. Vreau să-ți arăt, vreau să văd acel sexy blink. Come on! Come on! Te rog frumos, vreau un blink pe acel siege tank. Te rog, distruge acel siege tank din partea de nord al main mace-ului. Come on, Goblin, te rog, din suflet. Ok, și pregătește acolo o grămadă de stalker. Cred că zici, ok, bun, 19 cu ghinion, poate va fi 20, 17 cu mai mult ghinion. Cât să construiesc? Ca să pot ataca acel siege tank. Ok, nu vrea să distrug acel siege. Deci mă ține aici în priză. Clem, bineînțeles că nu va renunța. Va renunța când va pierde acel siege tank. Logic. Dar oricum, a reușit să distrugă o grămadă de SCV-uri. Stă destul de bine. Ok, nici nu mai văd mouse-ul de atâtea emoții. Pur și simplu, foarte mult damage din partea lui Goblin implementat în acest game. Și a treia bază, Protossul. Deocamdată vedem aici pe minimap. Cel de-al treilea Nexus. Clem rămâne în două baze. Are economie, 49 de SCV-uri. Încearcă acum să-și construiască și la treia bază. Zice, ok, bun, tu încerci aici niște fantezii cu stalkerii aia. Eu tot o să-mi iau a treia bază, orice ai încercat tu. Siege tank-ul este în main base acolo pentru Clem. Oh, ok, wow, foarte frumos acea eschivă cu stalkerii. Va pierde acolo un stalker, dar va mai reuși să mai prindă, cred că un SCV sau două. Sau un marin. Oricum, deocamdată Clem reușește să se apere de acest push. Goblin deja face tranziția în coloș. Vedem extended terminal pe bară trecut, să vedem și charge-ul. Nu mai este... nu mai mi se pare așa de întârziat. Mai ales că Goblin în aceste momente îl ține pe Clem în două baze de ceva timp. Și deocamdată o să se retragă în cele din urmă Goblin, pentru că nu mai are ce să facă asupra acestei armate, mai ales că sunt marini și marauder cu plus 1 atac și siege tank-uri, două siege tank-uri acolo pe high ground. Mai încerc acolo să mai distrugă un marin, cred că a distrus un marin, da, este un marin. Bun, vedem cu Cassie Shells pe bară de producție, shield-ul din partea... din partea lui Clem. Ok. Oh my god. Doamne, cred că acel steam, cred că a apăsat Clem pe T-ul ăla. Deci a fost o sete de aia. Băi, setea aia după ce joci, nu știu, 2 ore fotbal și n-ai băut niciun pic de apă și bei o bere, frate. Bagi o bere de aia. Bă. E, așa a apăsat Clem. Deci închideți-vă, vă rog frumos, să închideți ochii și să vă gândiți la un meci de fotbal în care ați jucat 2 ore. Vedeți că după 2 ore mai suntem întregi niciunul, că suntem tocilari,
stăm toată ziua pe calculatoare, suntem niște geeks care stăm toată ziua pe calculatoare și jucăm StarCraft și Counter-Strike și așa mai departe, nu depunem niciun efort. Dar gândiți-vă așa, ca și cum ați juca 2 ore fotbal și după 2 ore vă e sete și beți apă. E așa, setea aia a fost activată de către Clem cu acel Steam Pack unde a prins acei stalkeri. Deci eu stalkeri au Gabriel. Abia aștepta să zic, nu se compară, nu se compară cu nimic, nu se compară. Ah, cât hamei, cât hamei, doamne ce dulce este acest hamei. Oh my god, da, am luat-o un pic cam prast. În fine, odată Clem reușește să se apere, reușește să-și asigure a treia bază, Goblin ar trebui să pună de a patra bază și îmi place foarte mult acest spread de stalkeri, zeloți, marini, peste tot din partea celor doi player, avem medivacs, în partea din stânga avem zeloți, pe centru hărții avem observer, mai avem acolo încă un zelot pe acea mică intrare către mijlocul hărții, destul de bine aici, deci va ști imediat când va ieși Clem pe hartă Goblin. Stă foarte bine, stă foarte bine, într-adevăr, Clem are supply-ul mai mare, 171 supply, 146 supply pentru Goblin. Clem are army supply-ul mult mai mare, 115 army supply și 98 army supply pentru Goblin. Vedem acolo un drop de marine marauder cu 2 medivacs, se vor duce către main base, probabil vrea să-l forțeze aici pe Goblin să-și împrăștie un pic armata, dar Clem atât alege acel drop în main base sau aproape natural. Nu-l prinde, păcat, să vedem un recall, avem nevoie de recall, come on, show me your recall în main base sau, ok, bun, cred că va încerca aici să-l prindă pe retragere, focus fire pe acel robotics facility, va reuși să-l distrugă și în aceste momente Clem se va retrage cu acele medivacs. Goblin, come on, nu-l prinde, foarte lent aici Protossul. Am crezut că o să prindă acele medivacs, acum va reuși să le distrugă, dar cu ce cost, va pierde o grămadă de stalkeri și zeloți, dar în cele din urmă va prinde toate acele medivacs. Dar Clem poate să-și asigure mijlocul hărții în aceste momente, poate să intre în siege mode pe mijlocul acestei hărți minunate Berlingrad, pe care noi am redenumit-o Lia Manoliu când a jucat România cu Danemarca pentru calificările la Mondialul din 2002. Cam așa arăta gazonul. Cât o baltă, colea, cât un petic de verde, colea și așa mai departe. Ok, bun, a prins aici o armată destul de importantă, Goblin. A prins o armată în care Clem o trimitea către a patra bază. Goblin, nu știu cum a fentat acest game. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu Goblin, vreau să menționez acest lucru, pentru că Clem își asigură a patra bază, stă foarte bine din punct de vedere al army supply-ului, stă din punct de vedere supply mult mai bine, Goblin a rămas pe 3 baze și cred că nu va încerca să-și ia, ok, bun, își ia a patra bază, dar e foarte întârziată, Clem deja are acel planetary fortress saturat. Oh my god, vedem disruptor pe bară de producție, o mică tranziție aici pentru protosul nostru. Nu știu dacă va reuși să spargă această intrare, uite, nu știu ce e aici. Și bineînțeles că acei coloși nu atacă SCV-uri, nu atacă siege tank-uri, o să atace acea rafinărie până o va distruge și după aia va ataca probabil SCV-urile sau siege tank-urile. Oricum, coloșii să atace un siege tank, nu prea e ok. Bun, să vedem dacă va reuși aici să implementeze foarte mult damage. Nu știu, mi se pare o zonă foarte proastă pentru Protoss. Nu știu dacă va reuși Protossul să spargă acest wall de marine, marauder, siege tank-uri, SCV-uri și orbital commands. Mai avem și acel missile turret. Oh, blink agresiv acolo. A reușit să prindă un Viking. Deocamdată nu vedem un push, come on, hai că poți, come on Goblin. Cred că a fost un EMP, da, a fost un EMP acolo pe o grămadă de zeloți. Păcat aici din partea lui Goblin. Cred că Goblin trage de timp să se regenereze shield-urile pe acei zeloți, ca după aia să pușeze mult mai agresiv. Cred că aș alege mai bine varianta asta, să atacăm a patra bază, dar avem acel Planetary Fortress, da. Clar, a patra bază, n-ai cum să o ataci. Poate un contraatac de DTs ar fi fost foarte bun. Văd că alege să trimită stalkeri. Ok, bun, cred că a fost acel medivac cu observerul, dacă nu mă înșel, sau cu... cred că a fost observerul.
Ok, Clem alege să atace această armată care este un pic cam sensibil, aș putea spune, pentru Goblin. Un pic cam firavă această armată, mai ales că nu avem plus 3 atac și plus 3 armură pe această armată. O să avem în câteva secunde, probabil că și de-aia trage Goblin de timp, dar deține controlul hărții în aceste momente. Protossul a împiedicat un contraatac din partea lui Kid Clem, probabil către main base sau către a patra bază. Vedem acel CC va fi ridicat și trimis un pic mai în spate, reparat acolo de către un SCV. Nu aș alege varianta de a ataca a patra bază, dar vom vedea ce va face Goblin. Cred că Goblin vrea să tragă de timp ca să-și ia și el o a cincea bază. Oricum, și-a asigurat a patra bază, deocamdată Protossul. Vedem doi observer, are nevoie de o grămadă de observer pe hartă, mai ales că avem disruptor și disruptorii cu observeri. Este o alegere foarte bună pentru că vei reuși să prinzi câțiva marini, câțiva marauderi pe hartă într-o zonă în care probabil teranul nu este atent și vei reuși să distrugi unități foarte importante acolo. Bun, disruptorii sunt un pic cam în spate acolo, ar trebui să fie foarte atent Goblin cum își poziționează armata. Acum armata lui Goblin este destul de puternică, dar este un pic cam lentă. Singurele unități foarte mobile sunt acei stalker și acei zelos, dar avem disruptor, avem colo și avem arconi, care nu sunt unități foarte mobile, dar într-adevăr foarte puternice în fața acelor marini, nu în fața acelor teran goști. Bun! Am avut acolo un Nova din partea lui Goblin, probabil de a-l împiedica pe Clem să atace cu toată armata. Să vedem încă un Nova, nu va reuși să prindă nicio unitate, păcat acolo. Îmi place foarte mult acele Sensor Towers pe care le-a pus Clem, practic și-a asigurat, hai să zicem, jumătate din hartă este apărată cu acele Sensor Towers, va ști exact unde se află armata lui Goblin. Încă doi disruptori acolo, va prinde un Siege Tanks. Vedem alți doi disruptori pe bara de producție din partea lui Goblin. Ok, Goblin va alege să urce pe acea naturală, pe acea rampă din naturală. E foarte mică acea rampă, mai ales că avem două mineral fields pe acea zonă și avem nevoie de un SCV, de fapt două SCV-uri ca să scoată acele două minerale de acolo, ca tu să poți să pușezi. Deocamdată nu vedem acest lucru. Asta ar trebui să le faci la începutul meciului. Bun, avem acel blink pentru DTs. Probabil că Goblin va trage un pic de timp aici în a treia bază a lui Clem și va încerca să trimită DTs către acel Planetary Fortress, adică a patra bază, care se află în partea de nord-est a hărții. Nu vedem deocamdată DTs, nu vedem observer, vedem o prismă care se va îndrepta probabil către main base naturală? Cam ciudată acea prisma. Sau va lăsa aici. Dacă vei lăsa aici prisma și vei trimite DTs în zona asta, va fi o mică victorie acolo pentru tine. Vedem 8 DTs din partea... Ok. Oh my god. Oprește-te. Gata, 11 DTs. Nu mai construi 2 DTs ca să nu fie 13 chestii cu ghinion. Nu construi acest lucru. Oare ce zodie? Dar chiar mă întreb ce zodie. În ce zodie o fi DTs? Ce zodie o fi pe acest DTs? Oare acești DTs vor avea noroc astăzi? Ce-o fi zis Neti azi de dimineață pentru acești DTs? Dar sunt curios, ce zodie? Ce zodie ori fi? Deci cred că dacă jocul ar fi fost jucat de către, să zicem, foarte multe femei ar juca acest joc, cred că ar studia zodiile acestor stalkeri, arconi și astăzi va ataca cu stalkerii, mâine, dacă Mercur este în retrograd, probabil va ataca cu disruptori. Și nu va mai ataca cu stalkeri. Stalkerii nu? Nu? Astăzi nu vom face unități de gateways. Mercur este în retrograd. Stalkerii nu vor avea mare damage. Bun, hai să revenim un pic la game. Avem un contraatac aici din partea lui Kid Clem cu două medivacs și un Terran Ghost care se va duce către linie de minerale. Și avem un nuke. Ok, avem un nuke. Nu știu dacă știi. Ok, bun, știi. Acum așa a dat seama de acel nuke. Dar văd că îl ignoră. Nu l-a prins! Nu pot să cred! Oh my god! Look at that beautiful nuke! Oh my god! În sfârșit avem și noi nuke pe această placă video nouă. Nu pot să cred! Mulțumim lui Liquid Clem pentru această minunată grafică pe care mi-a putut oferi acel nuke. Oh my god, pur și simplu sunt la orgasm.
în aceste momente. Bun, push aici agresiv din partea lui Goblin. Oh, un blink agresiv pe partea, pe acel flanc din dreapta. A încercat să prindă acolo o grămadă de Terangosh, dar nu a reușit mare damage. Acum va reuși să distrugă acest command center. Oh my god. Nu pot să cred că niște coase și niște secere pe care le are acei DTs în compoziție poate să distrugă atât de repede un command center în condițiile în care stalkerii au lasere, coloșii la fel, acei arconi au niște plasme cu care atacă, acel Nova este destul de puternic și a prins acolo o grămadă de marini și marauderi, dar în aceste momente Goblin este pe retragere, mai are foarte puțin army supply, acei disruptor trebuie să fie game win-ul pentru Goblin în aceste momente, sau acei DTs. 11 DTs? Sunt 11 DTs? Oh, sunt 14 DTs! Și-a dat seama că 11 DTs sau 13 DTs erau cu ghinion. E, acum avem 14 DTs care se vor îndrepta către a patra bază a lui Clem și cred că va reuși să distrugă acea bază. O să mă uit pe minimap la acei DTs când se vor duce către acea bază. Nu vedem deocamdată, acum se vor duce, dar trebuie să se retragă Goblin acolo și să vedem blink-ul. Oh my god. Ok, acum avem blink-ul, dar este cam degeaba acel blink. Da, va pierde toți acei DTs. Păcat, cred că acei DTs au fost în retrograd în aceste momente. Nu s-au uitat la horoscop și cred că Goblin va pierde acest game cu 45 de probe, 109 army supply. Nu cred că va mai reuși să implementeze foarte mult damage. Asta este singura armată pe care o are în aceste momente. Goblin, sniper acolo cu acei terangoști, am avut și EMP-uri pe acei stalkeri. Nu cred că va mai putea câștiga. 130 army supply are acest tânăr teran player. Liberatori, terangoști, marauderi, plus 3 atac, plus 3 armură. Absolut incredibilă această armată pe care o pregăsi. Și tank-uri pe flancul din dreapta acolo în partea de sud-vest a hărții. Clem vrea să spargă această bază pe care o are Goblin în partea de vest a hărții. Distruge absolut tot în calea lui cu acești marini, marauderi și Terran Ghost Sniper acolo pe acele probe. A reușit să distrugă 5 probe. Deocamdată Goblin este în dezavantaj. Încearcă aici Goblin un atac pe flancul din dreapta, dar imediat a venit Clem în ajutor acolo cu acei marini și acei marauderi. Acele Nova au fost destul de bune, dar liberatorii vor reuși să împingă această armată a lui Goblin până... Ok, bun, Goblin n-ar trebui să ducă către partea din dreapta pentru că acolo avem o grămadă de command center și da, aici se va termina acest game. Nu are nicio șansă, nu mai văd niciun contraatac pe minimap. Avem acolo o prismă în partea de sud, în sud-vest a hărții. Nu va reuși să mai construiască DTs. Deocamdată Clem deține controlul în proporție de... Hai să zicem 70% din această hartă și Goblin încearcă să supraviețuiască pe o singură bază care se află în partea de nord a hărții. Baza asta a căzut și cu asta cred că vor cădea și șansele lui Goblin de a reveni în acest game. A fost în avantaj în acest game, dar nu și de data asta. Clem a avut acolo un split foarte bun, cu acei marini și cu acei marauderi și deja acei disruptors nu mai au energie pentru un Nova. Clem nu alege să prindă acele unități, încă un EMP acolo pe Stalker, foarte bine! Scanner din partea lui Clem pentru a vedea unde se află bazele lui Goblin. Își dă seama că acest Protoss player se află maxim două baze pe care poate să le mineze. Deține controlul hărții în aceste momente și încearcă aici să atace, să prindă o grămadă de liberatori. A prins acolo 2 Terran Ghost, dar nu va fi suficient. Încearcă să spargă acest Planetary Fortress cu Stalker. Cred că va reuși să-l distrugă. Ok, SCV-urile imediat au fost scoase din linia de minerale și va pierde acolo 4 SCV-uri din partea celui Nova. Să vedem conexiunea de Nova. Aici practic a fost prinsă armata lui Goblin. Oh, un disruptor foarte bun, un hit acolo foarte bun. A prins o grămadă de goști și Clem scade și el în supply, dar nu cred că va reuși să spargă această armată pe care o are Clem în această zonă de hartă. Recall din partea Protossului. Și da, văd că Goblin nu mai construiește absolut nimic în aceste momente. Vedem 6 stalkeri pe bara de producție. DTs! Au revenit acei DTs. Suntem 6
la număr și cred că vor ataca. Vom avea o a doua tentativă de a ataca acest Planetary Fortress. Nu știu dacă va reuși să-l distrugă, dar da. Poate dacă îi bagă în această compoziție și va încerca să atace acei goști, poate asta va încerca în cele din urmă Goblin, să-l distragă un pic aici pe Clem, să dea scan pe această armată pe care o are Protossul. Ok, încă un disruptor destul de bun. A prins un Marauder, dar nu va fi suficient. Nu va fi suficient pentru Clem. Pentru Goblin, îmi cer scuze. Ok, 26 de minute de comentat acest game. Wow, wow, ce game, ce game. Avem din nou liberatorii care se află pe mijlocul hărții. Acidities stau pe mijlocul hărții și nu fac absolut nimic. Pe bune, am intrat în grevă. Chiar în grevă? Sau sunt... Ok, nu sunt în retrograd. Bun, e bine că nu sunt în retrograd. O să atace... Ok, o să atace din spate, dacă nu mă înșel. Văd că îi tot poziționează Goblin. Ori vrea să prindă... Ok, bun, era gata să-și distrugă acolo o grămadă de stalkeri. Oh, m-am și sperat. Mi-a pleznit sufletul în 2 secunde. Rapid Regeneration Systems. Ok, foarte interesant acel upgrade. Deocamdată nu l-am văzut foarte des pe bara de producție din partea teranilor, dar se pare că avem un upgrade foarte, foarte interesant. Bun! Din nou încearcă acolo Novas Goblin, dar nu prea va reuși mare lucru. Ok, hai să zicem că va distruge acei marini și marauderi și acei goști, dar avem liberatori, o grămadă de liberatori, pe bune. Ok, bun. A reușit să distrugă acolo 3 SIV-uri, o mică victorie. Pentru protosul nostru. Să vedem ce unități avem. 13. Ok, Clem a intrat în zona de ghinion. Ok, Clem va pierde acest game. Va pierde toți acei liberatori pentru că sunt 13 la număr. Come on, Clem. Trebuie să faci... Ok, bun. Acum avem 15. Gata. S-a terminat ghinionul. A fost ghinion 2 minute și am revenit. A revenit soarele pe zona de hartă a lui Liquid Clem în aceste momente. Bun. Unde stau cei disruptori? Goblin, nu știu unde se află toate unitățile. Ok, bun, acum aș aduna această armată. Am spus că acei disruptori sunt unități foarte, foarte lente și nu prea ai ce să le faci. Nu prea ai ce să le faci. 2 Novas pentru a distruge un Siege Tank. Dar nu știu dacă va reuși să distrugă acei marini și acei marauderi. Păcat aici din partea lui Goblin. A fost un avantaj în acest game la început cu acei Blink Stalker, dar se pare că nu a fost suficient. Un nou acolo destul de bun, dar Goblin rămâne în 2 baze. Mai are 2 baze, dar n-are ce să facă cu acele 2 baze, pentru că nu poate să mineze din acele baze, pentru că nu mai avem minerale. În main base și naturală s-au terminat minerale, chiar și în a 3-a bază și în a 4-a au fost terminate acolo și deja Clem atacă main base-ul lui Goblin. Goblin alege un base trade, dar pe bune, când omul tău, când adversarul tău are în proporție de, hai să zicem, 45% din harta asta este albastră, tu alegi un base trade, nici dacă trimiți cât un stalker peste tot pe harta asta și să atace toate unitățile alea, tu tot nu vei avea timp să construiești unități. Să distrugi toate acele clădiri. Deja vedem o grămadă de stalker care se chinuie să distrugă un Planetary Fortress. Vin și acei marini și acei de rang goști. Clem este maxat în aceste momente și are 2600 de minerale în bancă. Nici n-are ce să facă cu ele. Mai dă și de pomană, omule. Mai dă și de pomană că de-aia nu câștigi. Da, GG, a spune Kid Clem. Ok, Goblin pierde.